Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la emisiunea Alege să învingi. După cum știți, ne aflăm într-o minunată perioadă. Sau am intrat într-o frumoasă perioadă, perioada postului a Paștelui. Este o perioadă în care toți încercăm să devenim mai curați, așa cum ne curățim casele, așa poate uneori este nevoie să ne mai curățim și sufletul și trupul, de ce nu. În această săptămână m-am gândit să vă aduc în casele dumneavoastră prezența unui preot tânăr, un preot cu multă dăruire față de dumneavoastră, oamenii, față de Dumnezeu în primul rând, care și-a ales acest drum din multă dragoste față de Dumnezeu. Este vorba despre, poate unii dintre dumneavoastră chiar îl cunosc, cu siguranță îl cunoașteți, atât dumneavoastră brașoveni, cât și făgărășeni. Este vorba despre părintele Cătălin Teulea. Bună seara, părinte, și mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această emisiune, în această săptămână. Bună seara și bine v-am găsit! Să ne ajute Dumnezeu să avem cu toții un post cu folos și cu bucurie duhovnicească. Să dea Dumnezeu, părinte! Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun câteva cuvinte, câteva date despre părintele Cătălin. A terminat, deci este din Făgăraș, a terminat seminarul teologic la Cluj, șef de promoție. Facultatea de teologie a făcut-o la Sibiu cu teza de licență Iluminarea mistică în creștinismul răsăritean și budism. Dar totuși știu, vreau să vorbim despre post, părinte, dar dumneavoastră aici ați scris, aveți unele teze foarte interesante, și, dar numai așa câteva cuvinte. De ce ați ales creștinismul răsăritean și budismul, iluminarea mistică? Iluminarea mistică, am ales această teză de licență sub îndrumarea părintelui profesor Dorin Oancea, decan al Facultății de Teologie pe atunci, tocmai îndrăgostit de rugăciunea inimii, îndrăgostit de ceea ce Sfântul Grigore Palama ne va așeza în perioada Postului cel Mare, în Duminica a doua. Duminica a doua este dedicată Sfântului Grigore Palama, cel care a pus fundamentele unei teologii mistice a cunoașterii lui Dumnezeu prin harul și energia care se coboară din ființa comună a celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Această energie pe care o regăsim pictată în iconografia ortodoxă, în special în biserica noastră ortodoxă, regăsită în aureolele sfinților, regăsită în lumina de pe chipul lor, regăsită până și în veșmintele luminoase, pentru că veșmântul luminat cu care Adam a fost înzestrat încă de la creație este lumina lui Dumnezeu. Și de acolo am plecat, iluminarea mistică în creștinismul răsăritean, dar am vrut să fac o comparație, pentru că erau pe atunci la modă și sunt și acum destul de mult dorite și disputate, de ce nu, religiile orientale. Așa. Hinduismul, confucianismul, budismul theravadin și așa mai departe. În care, bineînțeles, apare această legătură cu mistica, nu neapărat domeniul mistic pe care îl regăsim în diverse religii ale lumii, așa, acoperă aceeași legătură personală cu un Dumnezeu personal și viu ca în religia creștină ortodoxă. Dacă în religia creștină ortodoxă noi dialogăm și ne rugăm unui Dumnezeu personal, viu, Hristos cel înviat, în celelalte religii mistica aplică acea dorință de tăcere și de liniștire și de cufundare în ceea ce se numește karma, lumii în brahma. În religiile orientale și religiile... Da, e interesant că vine să povestim despre asta, dar să știți, deci încă de la început vreau să ne promiteți că mai veniți odată și să ne povestiți despre asta, dar în special că ați venit cu ideea despre săptămâna, deci una dintre săptămânile postului, să vorbim despre fiecare săptămână a postului, ce însemnătate are. E o incursiune mai profundă și, într-adevăr,
cu multă, multă așezare sufletească. Exact. Dar pe moment, în această săptămână, o să vorbim așa puțin general ce înseamnă postul. Însă vreau să continui câteva lucruri despre părintele Cătălin Teulea. A urmat studii aprofundate la aceeași facultate, adică în Sibiu, cu teza de disertație Taina inimii ca descoperire a persoanei. Studiu comparativ cu psihologia freudiană. Deci v-ați introdus și psihologie. Da, am continuat de fapt această incursiune a tainei persoanei până la urmă, că în teologia ortodoxă vorbim de un Dumnezeu personal, din nou accentuez și viu, o trăime de persoane, cum părintele profesor Dumitru Stăniloae subliniază în cele trei volume colosale ale dogmaticii sale. Tatăl care dăruiește, Fiul care se dăruiește și Sfântul Duh care contemplă și se bucură de această dăruire a Tatălui către Fiul. Deci o comuniune a iubirii intrapersonale și interpersonale în Sfânta Treime. De la această comuniune a iubirii am coborât în ceea ce însemnează o comuniune personală a noastră cu Dumnezeu, în inima noastră, pentru altarul cel mai prețios. Pentru că de acolo pornește. Inimii. De aici vine rugăciunea inimii. Da, făcând de data asta comparație cu ceea ce însemnează spovedania și mărturisirea ca și act cultic și mai ales de purificare a noastră către Dumnezeu și ceea ce înseamnă psihanaliza și metodele psihologice de readaptare ale unui om alienat în societatea modernă, mai ales societatea modernă în care trăim. Deci o comparație între spovedanie și psihanaliză, ceva de genul acesta. Mai mult o introducere, un fel de introducere în psihoterapia sau mai bine spus hristoterapia ortodoxă. Da. Da, știu că, tot sub îndrumarea aceluiași părintele profesor Dorin Oancea. Am înțeles. Dumneavoastră ați scos și o carte, lucrarea aceasta este publicată. Da, este publicată cu binecuvântarea înalprea Sfințitului Părinte Dr. Mitropolit Laurențiu Streza. Mitropolitul Ardealului. Așa, pentru elaborarea tezei de doctorat, domnilor și domnilor, cercetează Biblioteca Universitară din Cambridge, iar apoi beneficia și de o bursă de studii la Murfield, da, în Anglia. În nordul Angliei. Da, o comunitate anglicană, Resurrection se numea, Învieria, unde dispuneau într-adevăr de o bibliotecă bine pusă la punct și care mi-a folosit. Iar dumneavoastră văd că aveți o complexitate a culturii, pentru că nu v-ați rezumat doar la ortodoxism, să știți doar ce înseamnă ortodoxismul, v-ați întregit această religiozitate, acest tocmai, și de asta cred că și sunteți atât de profund și credeți cu adevărat în acest ortodoxism. Sigur că da. Dumnezeu nu ne cheamă la cunoaștere și cunoașterea, ne mărturisește Sfânta Scriptură, te eliberează. Dumnezeu, adevărul, te eliberează. Cunoscând celelalte civilizații ale lumii, te poți reevalua, repoziționa și reidentifica cu o mare, mare acuratețe și bucurie că ești un mărturisitor al lui Hristos cel înviat. Da, un drum frumos, dar uneori cred că și greu. Da, dar frumos. Cred că dacă nu faci din pasiune această, nici poți să-i spun meseria, această profesie, acest apostolat, îl numim o chemare a noastră a lui Hristos către noi, la apostolat și la a-L mărturisi în lume, și prin faptele noastre, nu numai prin cultura noastră. Dacă nu racordăm cultura pe care o dobândim la cult și nu o integrăm în inimă și în mărturisirea vieții noastre, însemnează că undeva mai sunt semne de eroare sau de mică eșuare pe care trebuie să le mărturisim și să le îndreptăm. Da. De aceea postul, perioada aceasta postului, așa, ne cheamă și la o repoziționare a noastră față de cunoașterea intelectuală, de mândria intelectuală, de afirmarea noastră ca personalitate, pentru că trăim într-o societate care ne cheamă la afirmarea imaginii
în, oarecum în defavoarea liniștii și păcii interioare și a redobândirii unor jaloane simple și așa, luminoase. Cum adică la o imagine, a spus acum... Da, sunt promovate genuri, vei învinge, vei... Așa. Vei reuși, e adevărat, vei învinge, vei reuși, dar cum, cu cine? Și pe ce drum alegi? Pe ce drum, da. Da. De asemenea, v-a susținut o teză de doctorat, Cruciada a patra. Da, Deziderate și consecințe, da. Se referă de fapt la prima cădere a Constantinopolului de la 1204, înainte de căderea de la 1453, sub, bineînțeles, cruciații vremii apusene. Da, asta m-a repoziționat un pic în istoria Bisericii Universale. Pentru a înțelege un fenomen religios, trebuie neapărat să cunoști datele istorice în care s-a încadrat acel fenomen. Și cunoscând datele istorice și contextul istoric, atunci înțelesul acelui fenomen îți devine mult mai clar. Dacă rupi mistica de anii în care a apărut, dacă rupi rugăciunea inimii de Sfântul Simeon Noul Teolog, de Sfântul Macarie, dar mai ales de Sfântul Grigore Palama și contextul istoric în care și-au desfășurat ei nevoința spre tăcere, asceză și iluminare mistică, atunci înțelesul deplin al fenomenului legat de și încadrat în istorie este un pic trunchiat. Am înțeles. Da. Bun. După aceea, v-ați căsătorit cu doamna Ioana, doamna preoteasa Ioana, acum Teulea. Da, da? Cunoscându-ne încă din băncile facultății. Așa, aveți 3 copii. Da. Tudor, de 10 ani, Ioan, de 8 ani și Anastasia. Trebuie să vă spun că cei doi micuți, Ioan și Anastasia, sunt împreună cu noi. Văd că stau cu minți, dar poate o să reușim până la final să facem cunoștință și cu minunații copiii ai părintelui. Ați fost preot la Recea, protopiatul Făgăraș, da. Timp de 8 ani de zile. Da, așa. 8 ani și jumătate. Ne-am simțit atât de bucuroși pentru faptul că, iată, putem fi alături de Părintele Cătălin. În funcția de preot în parohia aceasta, Cartea Cărților, Sfânta Evanghelie, Vestea Cea Bună, pe care, iată, mulți o caută în altă parte, pentru că n-au găsit-o aici, pentru că n-au căutat să o găsească. Să nu vă mirați și voi spune Părintelui un lucru care mi-este foarte drag. O să vă învețe, Părintele, multe din Sfânta Evanghelie, pentru care studii teologice înalte, pe lângă facultate, are și un alt de masterat, se pregătește pentru doctorat și bine face, că ce faci la tinerețe, nu mai faci la bătrânețe. Vă va spune multe, însă, Părinte, să fii aproape de sufletul oamenilor și de realitățile oamenilor pe care să le transpui din Evanghelie în viață. Este o mare bucurie ca să ai printre părinții coslujitori și printre dumneavoastră, iubiți credincioși, prieteni și mai ales prieteni adevărați. M-am bucurat extraordinar de mult ca eu să fiu adus în fața dumneavoastră a credincioșilor din parohia Baila Recea, de prieteni coslujitori, de prieteni ai prietenilor dânșilor, veniți de departe din Sibiu, veniți de departe din Făgăraș, veniți aici, în mijlocul inimilor și sufletelor dumneavoastră, pentru ca cercul prieteniei să nu se restrângă doar aici, ci să vă cuprindă pe dumneavoastră, sau mai bine zis dumneavoastră, să ne cuprindeți cu inima deschisă, pentru ca prietenia să rămână pură și adevărată, așa cum a fost până acum. Acolo ați făcut pictura?
da, exteriorul da, bisericii. Da, da. Asta pentru că oamenii au fost cu o inimă deschisă și, bineînțeles, credincioși cu fapta, nu numai cu vorba. Îmi place că spuneți, trebuie credincios cu fapta, nu cu neapărat cu vorba. Da, da. La un moment dat cineva s-a dus la biserică și i-a spus: Părinte, predicați foarte frumos, vorbiți foarte frumos, dar eu am nevoie de un preot care trăiește frumos. Ce și interesant. Atunci, bineînțeles că aici se fac diferențele în timp și diferențele urcușului pe muntele Sinai al inimii noastre. Ați fost în Ierusalim? Da, 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 da. Nu numai eu, au fost atâția credincioși și mulți s-au bucurat, dar revin și aici cu o vorbă a părintelui Teofil. Măi, el dânsul care nu vedea, dar era văzător cu Duhul și cu inima, în sensul în care se bucura de un optimism și un echilibru duhovnicesc extraordinar. Eu nu m-am dus la Ierusalim, că Ierusalimul e aici, la noi, în inima mea. Sau în inima noastră. Inima. Da, Ierusalimul din inimă. Până la urmă, despre asta este vorba, că acolo ar fi bine să ajungem. Da. Din 2009 sunteți preot la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Brașov. Da, împreună slujiți cu Părintele Ioan Sărian Raicu. Așa. Și aici spuneți că se fac consultații juridice gratuite, curs de dezvoltare personală pentru școlari, aveți un psiholog voluntar și, de asemenea, faceți cateheze cu copiii duminică, după amiaza, doamnelor și domnilor, iar pentru adulți marți, după slujba de seară, se fac cateheze, deci pentru adulți. Și aveți un atelier de pictură pe care eu, din întâmplare, l-am văzut, din fericire, l-am văzut, în care erați cu copiii. Și atunci se picta doar pe sticlă, acum, prin bunăvoința doamnei profesoare Bianca și voluntariatul dânsei, s-a ajuns și la pictura pe lemn cu cei mai avansați. Am înțeles. Felicitări pentru tot ce faceți. Părinte, da. De ce este nevoie de post? Este nevoie de post tocmai pentru repoziționarea ta duhovnicească și pentru a-L preaslăvi pe Dumnezeu prin fapta vieții tale. Ai fi alături în jertfa Lui și al înțelege în măsura în care te nevoiești să-L înțelegi. Până la urmă, postim miercurea și vinerea și în timpul anului. Mulți nu cunosc de ce postim miercurea, de ce postim vinerea. De ce postim miercurea? Postim miercurea în amintirea arestării Mântuitorului Hristos, iar vinerea pentru a fi alături de crucificarea Lui pe cruce și răstignirea Sa. Și multora le spun, atunci când cineva din familie moare sau nu neapărat este într-o jertfă supremă a vieții lui, nu poți să mănânci nimic, trebuie să-i fii alături, trebuie să... Exact. Nu că trebuie, așa simți să faci. Da, 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 da. Ești într-o reculegere activă, poate fortuită, dată de Dumnezeu de sus sau poate efectiv impropriată de către tine. Și cam așa ar fi bine să simțim și noi miercurea și vinerea în timpul anului. Nu a murit nimeni, da. Dar este vorba despre Dumnezeu care s-a sacrificat pentru noi. Părintele Arsenie Boca are un cuvânt extraordinar, cutremurător. Hristos este Dumnezeu care tronează lumea și conduce lumea de pe Sfânta Cruce. Ce nu de la birou, nu dintr-o funcție oarecare, nu șezând, ci fiind activ de pe Sfânta Cruce. Și atunci, dacă noi conștientizăm acest lucru și îl simțim acest lucru, și trăim aceste lucruri postind miercurea și vinerea. Dar de ce să postez, părinte? Pentru că dacă nu post, de ce să postez? Pentru că pot trăi și fără post. Cu ce mă ajută pe mine postul? Da, postul ne ajută să ne desăvârșim. Fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Dacă mie îmi place să mănânc. Se spune în Matei 5:48. Dar nu, postul nu ține numai de mâncare. Sigur că da. Sau pentru că am o anumită plăcere, sau că nu mă pot abține de la ceva. De ce să mă sacrific eu pentru acel ceva, când eu pot să trăiesc foarte bine aici? Ce mi se aduce mie? Ce rezultat am eu pentru asta? Da, în primul rând, în urma postului alimentar, care dacă rămâne doar la acest sens, este doar un regim alimentar, înveți să te jerfești, ai o preliște, știi că astăzi nu mănânci carne, brânză, lapte, ouă, produse animaliere, ci doar cele vegetale.
și ai o opreliște. Având o opreliște exterioară care ține de o necesitate a vieții să te alimentezi, imediat apare și opreliștea cealaltă, de ordin psihologic, de ordin duhovnicesc. Ei, astăzi sunt în post, stai, că astăzi nu am voie să vorbesc urât, astăzi nu am voie să fiu în trafic agitat sau, dacă sunt nervos, să nu-mi exprim această nervozitate neapărat. Astăzi ar fi bine să mă rog un pic mai mult, astăzi ar fi bine să las pe Dumnezeu să lucreze mai mult în viața mea. Este o evoluție a spiritului. Da. Postul înseamnă o pregătire pentru... Că eu de multe ori am avut impresia că... eu, de exemplu, în perioada postului, să zicem că sunt puțin mai atentă la mine. În momentul în care ies din post, poate că nu mai sunt atât de atentă la mine și sunt... poate că dacă, de exemplu, cineva îmi face rău în perioada postului, îl iert pentru că sunt foarte conștientă de perioada. Suntem mai atenți. Dar după aceea pot să devin mult mai agresivă și să zic, da, de ce? Că mi-a greșit, nu? Cum să-l iert? Sau de... Da, roadele postului ar trebui să fie lucrătoare permanent în tot timpul vieții noastre. Pentru că atunci vom păți, ca și protopărinții noștri, Adam și Eva, în rai, că de acolo a pornit porunca postului, din toți pomii din rai poți să mănânci, numai din pomul cunoștinței binelui și răului. Să nu mănânci. Deci toți pomii, toate roadele, de la începuturi a fost o rânduială postului, chiar și în rai, o poruncă a postului. Și Domnul nostru Iisus Hristos a postit. Da, fără doar și poate. Asta, bineînțeles, în Vechiul Testament, Moise însuși a postit înainte să primească tablele legii. Asta găsim în Ieșire, capitolul 34, sau în Deuteronom, capitolul 9, în Vechiul Testament, cei care vor să citească. Și noi în perioada postului a trebuit să folosim lectura biblică mult mai adânc și să reluăm Biblia, să nu o lăsăm într-un raft să se depună praful pe ea. Acum cu toții avem Sfânta Scriptură sau Biblie. Mai de mult se vindea o pereche de boi ca să-ți cumpere o Biblie. Astăzi toți o avem în bibliotecă. Dar foarte puțin dintre noi și mai ales spre rușinea noastră dintre creștinii ortodoxi o mai răsfoim, măcar dacă nu, să o citim și să medităm asupra ceea ce scrie asta acolo. Cum să vă întreb? Cum să citim Biblia? Adică ce să citim în perioada asta, de exemplu? Cum, ce rugăciuni să citim? Biblia, de exemplu, cum să o citim? Ce să citim din ea? Biblia la orice oră putem să citim din orice, parte a ei, pentru că este însuși cuvântul lui Dumnezeu revelat către noi și cuvântul lui Dumnezeu ne este de folos în orice moment al vieții noastre. Bineînțeles, cu pregătere, creștinii sunt... doritor să lectureze mai mult Noul Testament, dar ar fi bine să accentuăm și Vechiul Testament. Apropo de context, ce a zis, că trebuie să cunoști contextul noul ca în să cel înțelegi vechi, totul. Da, Vechiul în cel Nou se descoperă. Moise a postit, prorocul Daniel, care a scris salmii. Prorocul Daniel, la fel, în capitolul 9, în cartea lui Daniel, citim că înainte de a primi vedenile despre... profețiile și nașterea Mântuitorului a postit el însuși. De asemenea, în cărțile regilor, 1 regi, 2 regi, găsim că poporul evreu postea pentru a îndupleca inima lui Dumnezeu atunci când erau încercați cu multe greutăți. Sau în vremea morții cuiva apropiat, iarăși reluau postul. Postul este un fel de iluminare, un fel de și curăție a sufletului, dar este și mintea ți se limpezește altfel, gândește altfel, e o purificare. Da. Ce rugăciuni, dacă tot am pomenit de Biblie și psalmi, se cite psalmii? Da, mai ales psaltirea lui David, sigur că da. Cu cele 20 de catisme, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, cu care probabil este? O să încheiem. Da? Ok, da? O să încheiem atunci. Mă gândeam rugăciunea că ar fi Sfântului... foarte potrivită, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul și mai ales în perioada aceasta, participarea la Sfintele Slujbe, la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, unde, deși nu este o liturghie deplină în sensul în care darurile să se prefacă în trupul și sângele lui Hristos atunci, ci ele sunt prefăcute la duminica dinainte, la duminica Sfântului Ioan Gură de Aur, la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și de aceea se numește liturghia darurilor mai înainte sfințite. Pentru că în perioada aceasta a postului Paștilor, mai ales în perioada primară a creștinismului primar, creștinii ajunau până seara și doreau să se împărtășească totuși cu Hristos seara. Liturghia aceasta a darurilor mai înainte sfințite deci se făcea seara. Deci oamenii se împărtășeau?
se sluja seara și oamenii se împărtășau ajunând până seara. De aceea, în multe biserici de ale noastre se va sluji această liturghie a darurilor mai înainte sfințite, vinerea seara sau miercurea seara, pentru ca oamenii să poată ajuna, să poată posti. Să se poată bucura. La această liturghie se spune, da, lumina lui Hristos luminează tuturor. Lumina lui Hristos, da, luminează tuturor. Da, este o prefigurare a chemării la lumină, la lumina pascală, când în noaptea de Paște va spune, veniți de luați lumină. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Și aici, în liturghia darurilor mai înainte sfințite, preotul, ocolind Sfântul Jertfenic, masa Sfântului Altar cu lumina aprinsă, îi cheamă pe credincioși, zicând, lumina lui Hristos luminează tuturor. Postul vegetal se bazează pe prezența luminii, procesul de fotosinteză și clorofilă, nu? Dacă ne gândim la biologie, are nevoie de lumină. Da. Și noi, pentru a produce beneficii inimii noastre spirituale, avem nevoie de lumina lui Hristos, care luminează tuturor. Doamnelor și domnilor, eu l-aș asculta pe părintele încă vreo 2-3 ori așa, dar pentru în câteva minute urmează acum o pauză de publicitate și după aceea revenim cu părintele Cătălin Teulia, vă așteptăm.